Bun găsit tuturor, sunt Amedeo Ene și vă invit în minutele următoare la o călătorie în lumea șahului. Emisiunea de astăzi este dedicată șahiștilor români. Nume mare ale șahului avem și noi și ne mândrim cu ele, Elisabeta Polihroniade, Dieter Nisipeanu și alții. Îi salutăm și ne dorim să îi invităm la emisiunea noastră în edițiile viitoare. Doamna Elisabeta Polihroniade a devenit maestru internațional în 1960, iar din 1982 este mare maestru internațional. A fost campioană națională în 1966, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976 și 1977. A fost și reprezentanta României la 18 olimpiade, la 10 ca jucătoare și la 8 ca arbitru internațional. Elisabeta Polihroniade a jucat mii de partide în carieră. Nu le mai știe numărul, dar își amintește că oficial joacă de la 14-15 ani. A început la campionatele școlare, apoi naționale, apoi a ajuns la performanțe neegalate încă de vreun alt român. Astăzi, regina șahului românesc își folosește strategiile în alb și negru în folosul copiilor. Visul ei de viață este introducerea șahului în școli ca disciplină de învățământ. La aniversarea 80 de ani, pe 24 aprilie, a fost sărbătorită la Şamkir, în Azerbaidjan, unde a luat parte din postura de membru a juriului de concurs la memorialul Gashimov. Doi campioni mondiali, rusul Kramnik și indianul Anand, i-au dat onorul ca toată lumea șahului mondial. Fără teama de a greși, se poate spune că Elisabeta Polihroniade este personalitatea care s-a confundat cu imaginea șahului românesc în ultima jumătate de secol. O poveste emoționantă care se adaugă istoriei șahului românesc. Continuăm cu alte două povești, data aceasta de succes, două nume mari de campioni naționali, Dieter Nisipeanu și Constantin Lupulescu. Dieter Nisipeanu a decis ca din 2014 să reprezinte Germania, dar asta nu-l face mai puțin român. Performanțele cele mai remarcabile le-a realizat în favoarea României. În anul 1999, de pildă, a atins semifinalele campionatului mondial de șah disputat în Las Vegas. Atunci a fost învins de viitorul campion mondial, Alexander Kalifman. În 2005 reușește cea mai mare performanță din cariera sa și din istoria șahului românesc, câștigarea medaliei de aur la campionatul european de șah. Atunci a fost propulsat pe locul 15 în ierarhia mondială cu un coeficient ELO de 2707. Cea mai bună perioadă e când ești tânăr, reții mult mai ușor, mintea ți-e mult mai liberă. De altfel, jucătorul activ cu cel mai mare coeficient ELO este un norvegian de 25 de ani, Magnus Carlsen. Dintre primii 10 jucători ai lumii, 8 au vârste sub 35 de ani. La vârsta de 31 de ani, Constantin Lupulescu este al doilea cel mai bun jucător român în activitate, după Dieter Nisipeanu. Constantin Lupulescu a fost mare maestru începând cu anul 2006, iar astăzi este campion național al României. Nu-l recunoaște nimeni pe stradă, dar e fericit să joace la modul profesionist în campionatul României, dar și în al Germaniei și al Greciei și astfel își dedică toată energia pasiunii sale, șahul. Suntem așadar din nou în studioul emisiunii Strategie în alb și negru, desigur cu o nouă provocare pentru cei mai pasionați de șah dintre dumneavoastră. Iată datele problemei de astăzi. Alb, rege F5, turn H8 și pion în E5, F6 și H5. Negru, rege H6 și pion în G5 și H7. Enunțul problemei, albul mută și dă mat în două mutări. Vă invit să ne trimiteți răspunsurile și comentariile dumneavoastră, ca de obicei, pe adresa shah@realitatea.net. Desigur, soluția acestei probleme va fi prezentată în emisiunea următoare. Între timp cât vă notați datele problemei, vă invit din nou, așa cum v-ați obișnuit deja, în lumea filmului. Astăzi, în emisiunea dedicată șahului românesc, vă propunem un film documentar. Este posibil să-l vedeți în programul festivalurilor de film. Bondoc, un film despre un șahist de 78 de ani copleșit de neajunsurile bătrâneții și de conștiința apăsătoare a unei vieți marcate de o succesiune de eșecuri. Singura lui evadare din rutina chinuitoare a fiecărei zile sunt competițiile de șah la care participă de câteva ori pe an. Criticii îl recomandă ca fiind un documentar absolut minunat despre bătrânul fascinat de șah, un documentar amuzant și emoționant în același timp.
Mai presus de toate, personajul este cât se poate de real. Dan Vladimir Bondoc a făcut parte din generația celor mai mari șahiști români din perioada comunistă, alături de Victor Ciocâltea și Florin Gheorghiu, iar în anii 50 era considerat chiar una dintre speranțele șahului românesc. Și astăzi se află în studio alături de mine Delia Duca, invitata mea pasionată de șah și campioană la dezlegări de probleme de șah. Bună ziua, Delia, bine ai revenit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Nu te întreb dacă te uitai la emisiunile respective, probabil că erai foarte mică, dar te întreb dacă în anii de după aceea ai avut ocazia să o cunoști pe doamna Policroniade. Da, eram foarte mică atunci când dânsa avea emisiunile, dar am avut onoarea să o cunosc pe marea maestră Elisabeta Policroniade. Era prietenă foarte bună cu antrenoarea mea, Maria Firescu Nădejde, a fost chiar nașa dânsei și am participat la mai multe concursuri organizate de dânsa. Bun. Să ne amintim de problema pe care o propuneam săptămâna trecută. Tu vii ca de obicei cu salvarea, adică cu rezolvarea, te rog. Sigur, problema de data trecută avea o cheie cu amenințarea să bătem nebunul din G2 să fie mat. Foarte mulți telespectatori au găsit o cursă a problemei și anume damă G1 cu amenințarea damă ia în G2 mat, dar nu era aceasta chiar soluția. Era aproape aceeași idee, dar trebuia să plasăm dama în F1. Pare incredibil, dar după damă F1 ne sacrificăm dama, este un element de senzație al cheii, dar negrul, dacă ar captura această damă, ar urma foarte simplu nebun F3 mat. Toate celelalte soluții din problemă sunt asemănătoare cu acelea în care am fi jucat dama în G1, dar există un caz, vom vedea la final, în care trebuia ca dama să fie exact în F1 pentru a controla câmpul D3, altfel nu ar fi fost mat. După mutarea de cheie, dama F1, dacă negrul nu capturează dama, pentru că observă că va urma nebun F3 mat, oriunde altundeva ar juca nebunul pierzând controlul pe diagonala albă mare, ar urma același mat. Chiar și în F3, dacă ar juca nebunul, ar urma nebunia la F3 mat, dar are o mutare prin care barează acest mat și anume joacă nebun H1. Dar în acest caz vom captura acest nebun și este mat. De asemenea, are la dispoziție o corecție de gradul 2, cum este ea numită, nebun E4. După nebun E4, nici nebun F3, nici damă H1 nu mai este posibil, dar și-a blocat câmpul E4 și în această situație putem să jucăm damă ia la B5 mat. Este mat pentru că regele nu mai poate să fugă pe câmpul E4 pe care tocmai și l-a blocat cu nebunul. Aici urmează varianta finală, cea în care damă G1 nu ar fi fost bună, și anume dacă regele fuge, după rege E4, dacă am fi avut dama în G1, așa cum au trimis unii telespectatori soluția, nu am mai fi avut niciun mat, nimic nu ar fi mers în această situație, nici dama de 4, chiar dacă nebunul este blocat de turnul nostru, pentru că regele negru ar putea să captureze calul. Dar, dama noastră fiind în F1, soluția corectă a problemei, controlăm și câmpul D3 și urmează cal ia la F6 mat. Este mat pentru că nebunul nu poate captura acest cal, iar regele nu poate să mai fugă, nu are niciun câmp de refugiu. Da, foarte interesant această soluție. Ai văzut că au venit o mulțime de propuneri, de soluții. Da, au fost chiar comentarii de genul, sigur, nu se poate să nu fie down G1, ceea ce face cu atât mai spectaculoasă această problemă. Să trecem la problema explicată pe care ne-o propui de această dată. Te rog. Sigur.
problema de astăzi va fi un studiu. Studiu este un tip mai special de problemă în care nu este specificat în câte mutări exact trebuie să fie matul. De asemenea, nici nu trebuie întotdeauna să arătăm soluția până la mat, ci doar până într-un punct în care albul are o superioritate evidentă sau, în cazul unui studiu în care se solicită determinarea unei poziții de remiză, să fie o poziție în care negrul nu are nicio posibilitate de câștig al partidei. Astfel, studiile sunt în general finaluri de partidă, sunt inspirate din partide de șah reale sau compuse și se mai deosebesc de problemele de mat în două, trei mutări prin faptul că nu întotdeauna la studii albul are o superioritate. Din contră, uneori albul are atât de puține piese încât nu-ți vine să crezi că ar mai putea să câștige sau să facă remiză într-o astfel de poziție. Este o poziție paradoxală, dar există evident o soluție prin care reușește să îndeplinească enunțul studiului. Acesta este un studiu compus în anul 1750. După cum se poate observa, albul, chiar dacă are un nebun, totuși pionul său este mult mai departe de transformare, pe când pionul negru se află la un câmp de transformare, amenință să se transforme în damă. De aceea, prima mutare din soluția studiului este destul de agresivă, este cu șah, dar acest lucru nu este văzut ca fiind deranjant în studii, pentru că este doar jocul introductiv. V-am povestit că la probleme, de obicei, cheia nu este cu șah. La studii nu este așa, poate foarte bine să fie cu șah. Prima mutare este nebun F3 șah. Trebuie să facem ceva altfel. Negrul va transforma damă și vom pierde această partidă. Enunțul studiului este de câștig. Albul mută și câștigă. Deci vom reuși cumva chiar să câștigăm această partidă, nu doar să obținem remiză. Negrul va muta regele, rege G1, pentru a amenința să împingă pionul și să facă dama la următoarea mutare. Și aici avem o mutare foarte interesantă, singura care salvează partida, nebun H1. Dacă nu am fi jucat nebun H1, după transformarea damei, ar fi trebuit să ne sacrificăm nebunul pe acea damă, iar negrul cu doi pioni ar fi câștigat partida. Dar după nebun H1, regele va captura acest nebun, încercând să câștige în continuare, și aici urmează mutarea spectaculoasă, rege F1. După rege F1, negrul se află în Zugzwang. Am vorbit despre Zugzwang, este poziția în care, dacă ai putea, ai alege să nu joci deloc. Pur și simplu, orice mutare pe care negru o efectuează îi va fi dezavantajoasă. În acest caz, nu poate să mai împingă pionul pentru că este blocat de propriul rege. Nu are unde să mai mute regele pentru că avem noi regele în F1 și poate doar să împingă D5 să își dea practic pionul gratis. După D5 urmează eia la D5. Negru încearcă în continuare să salveze partida, E4, D6, ambii pioni se îndreaptă spre transformarea în damă, E3, D7, E2, șah, capturăm acest pion, negrul joacă rege G2 pentru a transforma și el damă, albul reușește să transforme primul damă, dar negrul transformă și el. Și acum să vedem dacă reușim totuși să câștigăm această partidă. După damă G5, șah, urmează cea mai bună mutare a negrului, pentru că ne interesează cea mai bună mutare a negrului, cea mai bună continuare pentru negru, rege H3, damă H5, șah, regele doar în G2 mai poate să joace, damă G4, șah, rege H2 și în această situație avem o mutare foarte bună de câștig al partidei, rege F2. După rege F2, negrul nu se mai poate apăra de mat, este mat imparabil la următoarea. Iar dacă ar pleca cu dama pe diagonală, ar fi aproape aceeași situație de mat. Doar că am jucat damă G3 șah, iar la mutarea regelui, damă G1 mat.
Acesta a fost studiul, primul studiu pe care vi l-am prezentat. Eu vreau să spun, Delia, că m-a impresionat sacrificiul nebunului al de la H1. Cât de important a fost în economia acestui final de partidă acel sacrificiu? Extrem de important. Fără mutarea nebun H1, Albul nu doar că nu ar fi făcut remiză, dar chiar ar fi pierdut partida. Foarte, foarte interesant. Mulțumim foarte mult pentru această problemă. Te așteptăm, Delia, și săptămâna viitoare. Vă invit să ne trimiteți răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa shaharondrealitatea.net. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă aștept și sâmbăta viitoare pentru mai multe povești interesante, portrete de campioni și istorioare inedite din lumea șahului. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook și nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul, cu strategiile în alb și negru. În fiecare sâmbătă de la 12:30 vă aștept.